Elevii cheltuiesc lunar 10 de lei pentru a ajunge la școală cu mijloacele de transport în comun. Fie că aleg să-și facă abonament, fie că își cumpără zilnic bilet, cei mai mulți dintre elevi fac față tot mai greu cheltuielilor. Este o propunere bună care vine din partea inițiatorilor. Ar trebui în acest sens modificat articolul 84 din Legea Educației în sensul introducerii facilității gratuite la transport local în comun pentru elevi. Sper și îmi doresc din tot sufletul ca această propunere să treacă și... Bine, apoi să fie implementată de autoritățile locale. Deja avem cazuri în țară unde elevii au gratuitate, cum ar fi cazul municipiului Alba Iulia sau municipiului Timișoara. Vestea că ar putea circula gratuit în mijloacele de transport în comun îi bucură pe tineri. Cu banii economisiți își vor putea cumpăra mai multe rechizite, spun ei. RATC Constanța este linia 51. O singură linie de transport. Ai abonament? Nu, cumpăr bilet. Prefer așa. De ce te ajunge mai mult abonamentul? Păi abonamentul pe lună știu că este în jur de 30 de lei, înainte era 50 de lei, acum s-a ajutat cu carnetele de elev și s-a ieftinit. Și am o colegă care merge cu abonament, care nu folosește biletul, dar eu prefer biletul. În ce măsură te-ar ajuta dacă mijloacele de transport în comun ar fi gratuite pentru voi, elevii? Păi am avea mai mulți bani la școală, în primul rând, am putea să ne luăm mâncare. Vin cu autobuzul 2.43. Și tot cu autobuzul pleci spre casă? Da. Ai abonament, am văzut. Da. Ce sumă plătești lunar pentru abonament? 20 de lei. Este 40 de lei și este redus 50% cu carnetul de elev și certificatul de naștere. Te-ar ajuta dacă nu ai plătit niciun ban pentru transportul în comun? Ce ai face cu... M-ar ajuta foarte mult la școală, adică aș putea să-mi iau rechizite de care nu am nevoie sau i-aș economisi pentru pachet. Da, aș putea să-mi iau mai mult de mâncare. Și părinții sunt îngătați de această inițiativă a parlamentarilor. Ar trebui, de fapt, gratuiți pentru copii, pentru că mai ales până în 18 ani n-au de unde să plătească din alocație, acum să fim serioși. Ar fi trebuit mai de mult, nu acum, dar și acum, că nu e, niciodată nu e prea târziu. Proiectul de lege se află în dezbaterea Camerei Deputaților și este inițiat de deputații PNL Ardeleanu Sanda Maria, Bălan Ioan, Ialomițeanu Gheorghe, Turcan Raluca și Vladu Iulian.